start în competiția de mini-fotbal Cupa Cartierelor organizată de Poliția Municipiului Buzău în colaborare cu Asociația de Fotbal și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Buzău. Numai puțin de 40 de echipe s-au înscris la ediția din acest an a competiției. Turneul de mini-fotbal a debutat luni cu meciurile din faza grupelor. Competiția de mini-fotbal dedicată copiilor și tinerilor din Municipiul Buzău se va desfășura în perioada 11-24 iulie pe stadionul Cornel Negoescu pe 3 categorii de vârstă, până la 16 ani, între 16 și 20 de ani și mai mari de 20 de ani. Finalele pentru cele 3 categorii de vârstă vor avea loc în 24 iulie, atunci când vor fi prezenți la meciuri și oficialități din lumea fotbalului buzoian. Premiile puse în joc nu sunt deloc de neglijat. Componenții echipelor care termină pe primul loc la cele 3 categorii de vârstă vor primi din partea organizatorilor cupe, diplome și premii substanțiale, constând în echipament sportiv.